denigratoare la adresa Consiliului Județean Dâmbovița, rostite de un individ care, așa cum am afirmat, se crede încă secretar al Comitetului Județean de Partid Dâmbovița și mai spun și afirm cu tărie un lucru, trebuie să înțeleagă toată lumea că un președinte de Consiliul Județean nu are atribuțiile unui secretar de Comitet Județean de Partid, cum la fel instituția Consiliului Județean Dâmbovița, prin cadrul instituțional existent, are atribuții strict legate de administrarea și de bunul mers al proiectelor care țin de competența instituției pe care o reprezint. Fac precizarea că instituția pe care o reprezint nu are competențe nici în gestionarea SICAP-ului, în speță sistemul informatic referitor la achizițiile publice, nu decide nici în locul CNAIR-ului și nu stabilește nici durata de evaluare, nici nu semnează contracte pentru drumurile naționale. Și o să fac câteva precizări, citând un clasic în viață, deși n-ar merita să-i acord atâta atenție. Spune foarte clar proiecte ratate. DN7 Buldana Titu, DN71 Buldana Târgoviște Sinaia. Nu știu pe ce fundamentează dumnealui aceste afirmații. Din câte știu eu, DN7 Buldana Titu este în procedură de contestație la nivelul CNAIR-ului, deci a fost făcută procedura de achiziție publică. Sunt 3 firme procedură de achiziție publică derulată de Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră, nu de către Consiliul Județean Dâmbovița, care nu are nicio competență în ceea ce privește drumurile naționale. Sunt 3 ofertanți și înțeleg că ofertantul aflat pe locul 3 a contestat un act administrativ pe baza căruia, mă rog, oferta dumneavoastră a fost declarată ca inadmisibilă. Știu că actualmente se judecă fiind o licitație care are la bază finanțare din fonduri comunitare, se judecă la nivelul Comisiei Europene. În ceea ce privește DN71 Buldana Târgoviște Sinaia, sigur, și eu am ieșit în spațiul public și am fost, să spun așa, printre cei care am spus că nu pot fi de acord ca de numai puțin de 7 ori această procedură să fie urcată în SICAP, dată jos din SICAP. Este o necesitate pentru județul Dâmbovița, este o necesitate asumată și inclusiv la ultima vizită a doamnei premier Viorica Dăncilă am ridicat această problemă, a discutat și a sunat în fața mea pe Ministrul Transporturilor. I-a cerut Ministrului Transporturilor ca la 2 săptămâni se prezinte o informare în ceea ce privește stadiul acestei proceduri de achiziție publică pe care, repet, o derulează Compania Națională de Autostrăzi și Infrastructură Rutieră. Nu o derulează Consiliul Județean Dâmbovița. Deci eu sper ca în luna septembrie, când este prevăzută depunerea ofertelor, să fie ultima, să spunem, ridicare în SICAP și să se treacă la faza următoare, la analiza ofertelor economice, financiare și din punct de vedere al conformității administrative. Un alt proiect descris de respectivul individ ca fiind un proiect ratat este stadionul nou la Târgoviște. Vă reamintesc faptul